Un proces de 10 ani de zile pe care l-am preluat în anul 2015 și cu care mă lupt, sincer, zi și noapte cu echipa de la Primăria Municipiului Iași. Hai, lasă-mă cu asta, nu. Hai! Un proces care avea drept scop ruperea unui teritoriu de aproape 600 de hectare din suprafața orașului Iași. Hai, lasă-mă cu asta, nu. Hai! Împreună cu echipa de la primărie, orașul nostru a redobândit cele 600 de hectare din partea de vest a orașului, care fusese reluate prin modificarea granițelor dintre noi și comuna Miroslava. Hai, lasă-mă cu asta, nu. Hai! S-a comunicat într-un termen final al Curții de Apel Iași. Decizia Curții a fost, și vă citesc: admite recursul declarat de municipiul Iași împotriva sentinței civile 462 din 2019 pronunțată de Tribunalul Iași, sentință pe care o casează. Admite acțiunea formulată de prefectul județului Iași, stabilește hotarul dintre municipiul Iași și comuna Miroslava, conform procesului verbal din 2010, rămasă definitivă. Și am să vă explic foarte pe scurt cum au stat lucrurile. Un proces de 10 ani de zile, pe care l-am preluat în anul 2015 și cu care mă lupt, sincer, zi și noapte cu echipa de la Primăria Municipiului Iași. Un proces care avea drept scop ruperea unui teritoriu de aproape 600 de hectare din suprafața orașului Iași. Practic astăzi, împreună cu echipa de la primărie, orașul nostru a redobândit cele 600 de hectare din partea de vest a orașului, care fusese reluate prin modificarea granițelor dintre noi și comuna Miroslava. Hai, lasă-mă cu asta, nu. Hai. Considerați cea mai mare înfrângere a administrației pe care conduce faptul că ați pierdut procesul cu primăria Iași, prin care... Dar nu l-am pierdut. Cum nu l-ați pierdut? Că instanța așa... Nu e final, mă. Nu s-a finalizat. Lasă. Veți ataca? Sigur.